Acum, când vine un consilier superior, asta înseamnă că are vechime de minim 7 ani vechime. Și ar ști ce am de făcut. Să zice, și mă scoate postul la concurs până se va ocupa. Da, dar diferența între un deputat și un expert e mai mare ca sala. Și deputații prezidenti. Este adevărat, dar este adevărat în momentul în care candidatul nu are la un specialist să o facă, să o faci din categoric, sigur. Și este altceva când stai să vezi ce să nu trebuie. Poate fi 5%, poate fi 3%. Diferența e semnificativă. Eu am insistat, domnul Buraș, avem nevoie de specialist. Vine, stă 3-4 luni și spunea că n-ai făcut lucru. Da? Deci, am să suplimentăm ordinea de zi cu modificarea ordinarei grafice, avem și câțiva asistenți personal pe care le avem. Și cu ocazia asta și postul respectiv. O altă motivație pentru care domnul secretar a venit cu această propunere este faptul că de puține zile Curtea de Conturi și-a încheiat auditul la Comuna Prăjești. Sunt în procedură de elaborare a documentației a follow-up-ului acelui decizii sau măsuri pe care le trasează în urma controlului. Din discuțiile pe care le-am avut cu lucrătorii de la Curtea de Conturi, n-a fost treaba tocmai eroză, în sensul că s-au constatat mici deficiențe și toate au dus de la lipsa de experiență a personalului, a angajaților. Pe domenii, nu numai la achiziție, dar o mare parte din probleme pleacă și de la achiziție. În sensul că procedurile sunt stricte, legea achizițiilor publice și dacă nu sunt respectate, aceste, să zicem, mici derapaje pot duce la abateri de natură financiară și nu numai. Și ca să nu mai ajungem în situația asta de a sta cu obrazul roșu în fața celor care verifică, am decis să apelăm la specialiști, la oameni mai bine pregătiți. E adevărat că și pe procedura trecută am avut pe final de înscriere doar 5 candidați, 4 s-au calificat la faza de evaluare, 3 s-au prezentat la examen, din 3, deși toți dețineau studii superioare, dar n-aveau specialitatea achiziții publice la CV-ul, ca să spun așa, niciunul din ei nu s-a calificat și nu a obținut punctajul minim necesar pentru a fi angajat pe post. În discuția am avut cu domnul secretar, am zis, haideți să încercăm și varianta cu achiziție cu personalul specializat. Avem mai multe proiecte în desfășurare. Am vrea să le terminăm pe toate cu bine și atunci este atât necesar prezența sau, mă rog, angajarea în rândul nostru. Aveți și avizul de la Delgaz, pe care spunea domnul primar la ședința anterioară, avizul de principiu. Pentru că tot spunea domnul Ungureanu că atunci când facem afirmații să le facem fundate, a solicitat la doamna președintă să punem la dispoziție avizul Delgaz. Îl aveți și dumneavoastră. Eu spun că l-ați avut cu siguranță, l-ați mai văzut, dar îl mai prezentăm o dată pentru exactitate și pentru a nu face afirmații nefondate că nu se știa de acest lucru. Da. Vă mulțumesc, vă dau cuvântul, puteți începe ședința. Nu deci, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul privind aprobarea modificării și actualizării organigramei. Cine este pentru? 10 pentru. Mergem mai departe și discutăm despre procesul verbal din ședința din 21 noiembrie 2019. Dacă sunt în scriere la cuvânt, atunci o să permit eu, domnul secretar, să vă atrag atenția asupra la două chestiuni pe care eu mi le-am notat aici. Primul era referitor aici, că ați notat că domnul primar
Că avem avizul de principiu. Da. Și la aveți. Acum... Vă aș lua să-i dați. Deci, hârtia care mi-a dat-o domnul primar, da? Zice în felul următor. Stimate domnule primar și cu Petre Damian, referitor la adresa numărul 1584, din 27-a 2-a, da, prin care se solicită o soluție de alimentare cu gaze și așa, așa cum se specifică în adresa sus menționată, vă rugăm să vă adresați către operatorul Sistemului Național de Transport și asta. Deci, eu, la fel ca și în ședința trecută, am zis, asta este un răspuns la o adresă de a dumneavoastră, nu neapărat un aviz de principiu. Corect? Vă rog deci, să citiți în continuare, doamne. Vreți să citim tot? Până la capăt? Aveți punctat acolo, mai dar dacă nu continui eu. Da. Deci, în situația în care se dorește alimentarea dintr-o rețea de distribuție a unei localități apropiate, pentru care Delgaz Grill are concesiunea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, vă comunicăm următoarele. Din punct de vedere tehnic, există posibilitatea alimentării cu gaze naturale a localității Comunei Prăjești din rețeaua de distribuție a gazelor naturale a localității Traian. Pentru a evita diferitele variante de alimentare cu gaze naturale a localității Comunei Prăjești, precum și pentru a estima costurile aferente, se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se va realiza în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate și aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, de către un operator economic autorizat de ANRE. Elaboratorul studiului de fezabilitate va solicita de la Delgaz Grid aviz de principiu pentru raportarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale din localitatea cea mai apropiată de Comuna Prăjești. Acesta va preciza în solicitare debitul de gaze naturale necesare pentru a fi pus la dispoziție de către Delgaz Grid. În funcție de debitul solicitat de către elaboratorul studiului de fezabilitate, Delgaz Grid va preciza în avizul de principiu, da? Deci aici vorbim de avizul de principiu pe care vi-l va da Delgaz Grid, domnul primar, da? Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea alimentării cu gaze naturale a Comunei Prăjești. În paranteză, redimensionări la munte, mărire capacitate SRMP, modificare regim presiune sau interior. Luând în considerare faptul că Primăria Prăjești este partea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, ar fi de dorit, în vederea stabilirii condițiilor tehnice de alimentare cu gaze naturale, prin raportarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale aflate în exploatarea Delgaz, să fie realizată o analiză similară și pentru celelalte UAT-uri, Dămnienești, Negri și Roșuri. Vă asigurăm de disponibilitatea companiei noastre de a coopera și, și în viitor cu instituția pe care o reprezentați. Bănuiesc că am fost destul explicită, da? Ne-am înțeles. Deci era necesar elaborarea unui studiu de fezabilitate. Okay. Acel studiu de fezabilitate îl face, așa cum spune și Delgaz Grid, de o societate autorizată, ANRE. Da. Prin urmare, eu am solicitat acei bani pentru a putea contracta un studiu de fezabilitate cu, pentru a putea ști cu exactitate de ce dimensiune avem la conductă, câți abonați vor putea să vor putea alimenta, ce costuri, ce lungim și așa mai departe. Pentru aceasta am solicitat eu în principiu banii ca să putem contracta o societate autorizată în domeniu. Okay. Asta nu însemna că automat aveam și... Doamnă, spune că din punct de vedere tehnic, Comuna Prăjești se poate raporta la rețeaua de distribuție a gazelor de la Traia. Spune așa la punctul A? Da. Bun. Am spus eu că neapărat gata, era ultimul acord. Păi ca să-și dea acordul final, aveau nevoie de acest studiu de fezabilitate, care presupune anumite elemente cheie. Dacă vreți, ne întoarcem. Dimensiuni de țeavă și așa mai departe. Avem proiect astăzi prin care dumneavoastră v-ați schimbat opiniile și luați cei 50.000 de lei de gaze și îndreptați într-o altă parte. Corect. Așa m-ați întrebat, săptămâna trecută pe ce măsură de finanțare. Ah. Nu săptămâna trecută, la ședința trecută. Și v-am răspuns
că există în vigoare ordonanța de guvern 114, care ne dă posibilitatea contractării unei finanțări cu o dobândă de 1% pe 20 de ani, exact cum a spus, cum a spus și dumneavoastră în ședința trecută, și din banii ăia puteam construi această rețea de gaze. De unde se putea plăti costurile? Din concesionarea acestei rețele de gaz, care este a noastră, sau era a noastră, avea să fie a noastră, către operator, și operatorul ne plătea o cotă parte lunară, o chirie, mai bine zis, ca să înțeleagă toată lumea, iar din chiria achita ușurel creditul, în 20 de ani. Dar dumneavoastră ziceți că rețeaua avea să fie a noastră. Categoric, da. Ok. Dar la fel cum am discutat ședința trecută. Exact cum este și rețeaua de apă și rețeaua de canalizare. Rețeaua de gaze este a Traianului și este doar concesionată de Delgaz. Și trebuiau întrebați și ei ca și proprietari, așa cum noi, dacă ne-am fi făcut-o și voia negrii să vină să ia gaz de la noi, trebuia întâi să vină să ne întrebe. Nu acolo am bătut eu, da. Vă rog, dumneavoastră, cred că n-ați înțeles până la capăt. Ca să vă fac să înțelegeți, în Comuna Prăjeni sunt 4 puncte de distribuție a energiei electrice. Până la transformatoarele alea 4, de care vă răspund, unul la Bernardul, unul în centru, unul la intrarea Prăjeni și unul sus pe dealul. Da? Până acolo este treaba operatorului, Transelectrica sau cine e. De la punctul ăla de transformare încolo, discutăm de altceva. Deci până la intrare în Comuna Traian, este Delgaz Gridul. Ei administrează rețelele de gaz, nu e Traian un proprietar. De la punctul ăla de transformare încolo este Traianul. Noi nu ne înțepam acolo, ne înțepam în SRM-ul ăla, care este stație de regulare și măsurarea presiunii. De acolo se poate înțepa, nu din orice punct. Obligator dintr-o stație de regularizare și măsurarea presiunii. De acolo. Și vă spun că cea mai apropiată este una la Traian și este una la capul dealului, la intrarea municipiului Bacău. Dacă vreți să ne lungim cu discuții chemice pe subiectul ăsta, ne lungim, dar... Haideți mai departe cu domnul secretar. Noi aveam o două opțiuni referitoare la procesul verbal. La un moment dat, la pagina 6, când se discuta despre canalizare, trebuia pusă în funcțiune în luna iunie 2018, ați spus, ați scris dumneavoastră, dar eu am scris în octombrie 2018, ca să nu, să nu rămână eronat aici consemnat. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot. O precizare trebuie să facă la cuvânt de recepție, da? Recepția la canalizare. Vineri, adică acum câteva zile, s-a încheiat procedura de recepție la canalizare. Au fost mai mulți specialiști în zonă, inclusiv reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, s-a recepționat lucrarea de canalizare. Pentru a putea să o dăm în folosință, urmează un alt pas important. Inventarierea și introducerea în domeniul public al comunei această rețea. Investiția în care. După care, predarea către un operator. Sperăm că va fi actual operator de la apă, adică Compania Regională de Apă, CRAB, descurtat, dar CRAB o preia doar în stare de funcționare. Asta înseamnă că rețeaua să fie funcțională, să fie cetățenii legați la rețea, iar CRAB vine și ia analiză la ieșirea din stația de epurare, dacă corespunde normelor, o preiau. Dacă nu, va trebui să o aducem în norme. Eu zic că suntem în norme, cel puțin așa ne arată parametrii la momentul de față. Cu condiția ca cetățenii să înțeleagă să nu mai arunce sau să nu mai deverse rețeaua de canalizare, dejecții de la animale și alte lucruri pe care le-am găsit noi la probele tehnologice. Sperăm că nu se va mai întâmpla lucrul ăsta. Încă o chestie legată de rețeaua de canalizare și va trebui să o luați în calcul. Perioada până la preluarea de către CRAM va trebui să angajăm sau să desemnăm un angajat din rândul celor existenți deja la Primăria Brăjești, care să supravegheze și să se ocupe de branșări, pentru a nu se branșa fiecare ilegal. Acel angajat care va fi, cel puțin din spusele celor de la Compania Regională de Apă, va fi preluat odată cu rețeaua. Prin urmare, ca să înțelegeți, să fiu mai
simplist, va trebui angajat pe cineva care o lună, două, timpul minim necesar, poate să fie și 3 și 5 luni, până putem preda rețeaua operatorului să supravegheze rețeaua, să o verifice, să stea atent la pompe. Și vă spun ce s-a întâmplat doar ca un exemplu. De la ultima întâlnire cu membrii Comisiei de Recepție și până la penultima și până la ultima, niște mâini răutăcioase au umblat la panourile de alimentare și au pus pompele alea într-o anumită poziție, adică într-o poziție automat, care și-au funcționat pur și simplu pe sec, așa, fără mizerie, și puteau să se ardă. Am avut noroc, nu s-au ars, dar vreau să spun că cineva trebuie să supravegheze. Este o investiție mare. Noi am început demersul pentru a introduce în domeniul public această rețea. Urmează ca, probabil, la viitoarea ședință de Consiliul Local să modificăm din nou organigrama, să angajăm, modificăm un post și să angajăm, repet, pe o perioadă probabil determinată, eu zic determinată, cineva să supravegheze rețeaua. Ideal ar fi cineva de un electromecanic, un electrician, un instalator, cineva care să aibă cunoștințele minime necesare și care să fie instruit de către cel care a pus în funcțiune stația de epurare și rețeaua, unde și cum să intervină. Și evident să ajute cetățenii la branșamente, la branșă. Care sunt condițiile pentru branșare? Trebuie să stabiliți sunt niște condiții îndeplinite. Să fie alimentată. Branșamentul să se facă în condiții optime, adică numai în acele cămine de... Se poate branșa și unul care nu are transabat? Da, domnul secretar. Da, numai că se va stabili un consum paușal. Se va stabili o condiție de plată, neavând, deci condiția la plată... Într-un apă, la care nu are apă în cinci. Păi, va trebui să se stabilească un preț, paușal ceva, ca să putem... Adică are apă trasă la rețeaua comune, da. Dar are apă trasă de el personal. Poate eu conduri control, dar apa consumată înseamnă deșeu, nu automat. La apă lui privată. Apă reziduală. Așa s-au făcut prin alte comune unde s-au făcut rețea de canalizare și au fost apă trasă. Au fost contorizați la apă de mărți, au fost contorizați și s-au fost. Nu văd, eu sunt văzut. Băi, acum e într-o comună, așa s-au făcut. Băi, acum e într-o comună, băi, cât a dat? Apa care se spune, nu-i drept. Să mai iei un regulament, dar nu poți să mă regulam în cazul operatorului. Domnul primar, dar nu ați fost mai indicat că dacă... La recepția asta au participat și un reprezentant al CRAB-ului, nu? Pentru a vedea toată instalația și verificând-o și ei, a fost vorba că automat o treceți la ei. Acum, în funcțiune, în funcție de parametrii pe care, sau indicatorii pe care îi îndeplinește apa reziduală la ieșire din stație. Au și ei un regulament al lor. E adevărat, noi putem preda chiar astăzi. Dar nu se vor putea ei, nu vor să o preia așa ca un regulament care spune că eu preiau în condiții de funcționare și ca să funcționeze trebuie să intre în anumite parametri, să umple rețeaua și să înceapă pompele din stația de purare să funcționeze, estimează ei în funcție de numărul de locuitori care se branșează. Dacă se branșează mai mulți, e... Spunea problema, domnul primar, dacă merge cineva și nu e autorizat și își face o branșare și o face așa de oi frumoși, mai rămâne și pământul pe lângă și vine prima ploaie și o să mai duce și o cantitate de pământ acolo. Ni trezim mâine, poimâine, că nu o să funcționeze centrala, da. Că nu o să funcționeze tocmai în ideea asta... Păi, am zis că...
De taxe din Craiova? Da, tocmai în ideea asta am spus că ideal ar fi cât mai repede să avem o persoană angajată, deci unul care să se priceapă. Care să urmărească toate tranșele. Primăria. Dar și încasările de la canalizare le încasează până la predarea către CRAB, tot primăria. Dar să nu se mai pună taxe de Brașov. Deci că, în ideea asta am spus că ar fi bine să angajăm o persoană ca să verifice modul în care se vor lega oamenii la rețea. Unii o vor face haos și așa de cancare. Deci, pe asta avem de taxe la apă, la ce se face asta, nu dai toate la fel, adică la ce se face și la nu. Domnul primar, dar în cazul la drogurile astea care ziceți că sunt cumpărate mai bine, ele nu sunt întrebuite. Dar au un contor, teoretic, un contor în trei poziții. Top, manual și automat. Păi cine la un dat a avut o naștere? O fi un copil, o fi o persoană. Păi dar ce branșament? Doar ce branșament? Și la internet? Nu, dar alea trebuie să știți. Păi și poate mai mult cine ar ce să stai la aici. Pentru că ne trezim cu uniformele mult mai bine funcționale și nu să știi. Fii securizat, i-a zis. Va trebui să... Cu ea, da? Trei dată de lume o problemă. Dacă o problemă de ea, dacă e nevoie să facem un mic țărculeț, nici ăla nu pe prea, e o problemă. Problema ce? Adică ceva să trebuie ținut sub control. În proiect așa este, la modul cum arată acum. De aici încolo e problema noastră cum știm să ne securizăm ceea ce avem și cum încercăm să găsim soluția cea mai bună de predare sau cât mai rapidă de predare a crabului. Că noi, în condițiile actuale, nu avem posibilitatea să o întreținem. Și vă spun că și în încasarea sumelor, în urma consumului sau a consumției, vor fi dificile. Operatorul de apă este CRAV-ul, în principiu, pentru cei care sunt branșați la rețeaua de apă potabilă, în principiu, costul este la canalizare este în funcție de consumul de apă și s-a stabilit științific că circa 60-65% din apa consumată este menajeră, adică se folosește la spălat, la curățat, etc. Și doar diferența de 30% sau 25% sau nu știu cât rezultă, ar fi apa consumată efectiv de cetățean pentru mâncare sau pentru băut. Prin urmare, neavând omul branșament la rețeaua de apă, e greu să-i stabilești cât a deversat. Și atunci se va calcula, vom lua și noi exemplul unor alte comune, până dăm în folosință, repet, rețeaua de apă, un sistem paușal, nu știu. Suntem în studiu, deocamdată, repet, abia bine am finalizat procedura de recepție, trebuie să găsim un exemplu de bună practică la o altă comună și cu siguranță vom găsi ceva. Dar angajamentul de care vă spuneam va trebui să patruleze pe rețea în așa fel încât să nu găsim branșați nelegal. Și vă spun că sunt deja. Pentru că în timpul problemelor tehnologice s-au văzut, așa cum spunea cineva, soldăței din canale, că au ieșit la suprafață. Și să asiste, eventual să dea o mână de ajutor celui care se branșează, nu să chituiască după aia exact sunt prea noastră la cămin și așa mai departe. Sunt, mai e o chestiune, să aprindă lumina la stație, în toată această perioadă din iunie și până acum, din stația de purare dispar un compresor și două radiatoare, deci sunt oameni și de rea credință care au intrat pe unde nu trebuie. Au spart la... Da, da, au spart la... Nimeni nu le-a avut în primire, ca să spun așa, constructorul nu și-a permis să angajeze un paznic acolo pentru stații, au remediat defecțiunile, l-au repus în funcțiune, există iluminat, basta că ridic un comutator și s-a prinde lumina. Dar cineva totuși să supravegheze. Mergem mai departe cu procesul verbal, dacă nu mai putem scrie la cuvânt, îl să punem la urmă. Cine este pentru? 10 mergem la primul proiect de pe ordinea de zi, proiect privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2019, precum și actualizarea și modificarea listei de investiții a Comunei Crăjești pentru anul 2019. Explicați-mi proiectul ca să nu mai... Da, am primit 15.000 de lei.
iau tabură și servicii pentru el. De la rețeaua de gază am luat cei 50.000 și o parte de la apă, respectiv 69.000, pentru modernizare drumuri, proiectare sau... Am luat și de la salarii 30.100 pentru bunuri și servicii. Mai avem cheltuieli de sfârșit de an. Ce cheltuieli așa de mare pentru la acum 45.000 de lei la bunuri și servicii? Și mai avea de achitat? În momentul de față mai sunt o parte din dulciuri, adică a preotului, adică 4.000 de lei, plus dirigenții cooptați pentru recepția la cămin și la canalizare. Ce ar mai fi? La ceea ce s-au instalat, instalațiile electrice la prinsa centru, adică luminoase pentru sărbători. Cam... Așa niște becuri și alte chestii care trebuie când schimbă becuri, ce s-au ars, eu știu, fire, siguranță din alea, eu știu, diverse chestii. Lămpi de lumea de becuri sau... Da. Totuși 45.000 de lei, doamnă. Am încredere de peste toate, nu aveam un sipul. Și am putut să văd. Ei, nu e valoare de 45.000 de lei, ceea ce v-am zis. Eu am venit să mai fac o întrebare. Domnul primar, chiar ieri ați distribuit Facebook precum că Fondul Național de Dezvoltare, PNI-ul, da, Fondul de Investiții, o să fie desființat. Și acum dumneavoastră... Aveți aici prins, adică ați distribuit bănuții acolo, 119.000 de lei pentru proiectul ăla de drumuri. Da. Asta. E un proiect finalizat ca coadă, inclusiv autorizația de construire este eliberată. Urma să primim finanțare de la Guvernul României pe această ordonanță de guvern, care avea condițiile. Uite, noi le-am îndeplinit pe toate. Numai că la ora 2 am eliberat autorizația de construire, ultimul document necesar. La ora 5 a căzut guvernul și de atunci actualul guvern spune că nu vor mai finanța nimic pe ordonanța de guvern. Și dacă ați citit materialul pe care l-am publicat, eu am preluat din presă ceea ce s-a discutat la guvern, se intenționează și se vrea oprirea acestui, sau desființarea acestei ordonanțe de guvern 114, adică nu se vor mai finanța. Au spus acolo și cei care au trecut de a treia fază și care au semnat contracte, ba chiar au și primit avans, nu vor mai primi finanțare. Prin urmare, în aceeași idee, pentru că se discută de mai bine de un număr de zile sau chiar de două, de întreruperea finanțării prin ordonanța de guvernul 114, care suna ca un împrumut, așa cum ați spus și data trecută, nu a mai continuat lucrările cu cel cu studii de fezabilitate la lucrarea cu gaz și am luat banii până se vor planifica lucrurile și am pus în alte, mă rog, pe alte proiecte sau în alte locuri, acolo unde a fost nevoie. Repet, cu că până nu se vor clarifica lucrurile sau până nu va apărea o măsură de finanțare, sperăm noi, pe fonduri europene sau alte măsuri, tip PNRR sau eu știu ce va gândi nou guvern, ne oprim cu, pentru a nu cheltui banii. La primul proiect, cel cu drumul, repet, este cap, coadă, finalizat. Ne lipsesc doar banii ca să începem lucrarea. Prima dată nu trebuia să fii și consiliul local să știi de proiectul ăsta și de faptul că ați făcut toate demersurile, că noi nu... Pe cu acordul dumneavoastră. Acum nici ce nici acordul dumneavoastră. Nu, nu, nu. Vă rog să verificați pe de consiliul local din trecut. A fost trecut în lista de investiții, ați alocat și banii necesari, am încheiat contractul ulterior, am făcut proiectul, am luat toate avizele necesare. Mă rog să verificați cu totul de curs. Domnul primar, anterior. Sigur, domnul primar, așa aveți cuvântul. Deci, domnul primar, eu mi-am bătut cu oraș, am spus că s-au făcut proiecte, mega proiecte, și nu s-au realizat niciun metru pătrat de asfalt. Acum, dacă sunt
fața faptului împlinit. Înțelegeți? Deci când s-a terminat de dat banii pentru plate studii, deci treaba este că trebuie mers pe alte principii. Pe guvernele astea să schimb... Asta e principiul să nu mai facem. Nu să nu mai facem. Să facem un proiect european. Haideți să luăm cu început, nu vreau să fac o legătură cu dumneavoastră. Alegea, pe aici s-o asfaltat kilometri de asfalt, alegea. Da, domnul. Kilometri de asfalt. Dar știți și cum? O secundă. Știți și cum s-au făcut kilometri aia? Pe fonduri proprii. Prin împrumut în bancă. Dar ce? Dacă nu vedeți, vă rog să vedeți. S-a făcut. De ce nu pot de la aia? Deci mai trebuie să o urmă. Băi, odorața de guvern 114 era tot o specie de împrumut. Pe 20 de ani cu dovândă 1%. Adică mai favorabil de atât nu vedeam. Nu a trecut. Deci 1.900.000, eu mai dat 1.000.000 încă 700.000.000, să facem 1.900.000. Bă? Și care alte idei vă indicați? Nu, 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 dar care sunt celelalte mega proiecte? Sunt două. Sunt două. Unul nefinalizat de Ilea Bucur, postul de mare, interimat, și ăsta care este finalizat, ca poate. Dacă un teritor finalizării proiectului, finanțator, respectiv Guvernul României, a decis să întrerupă această măsură de finanțare, credeți că este cineva din sala asta vinovat? Sau trebuia să așteptăm ceva? Ce să așteptăm? Ca să ne apucăm de treabă. Știți că cât a durat proiectul ăla? 5 luni de zile. Pentru avize și tot ce a necesitat. Ce facem? Așteptăm o măsură de finanțare. Deci care se deschide. Deci acum un proiect mai de 1.000.000.000 și are... Nu, proiectul este pe care la avize. Nu, acum cred, domnule, la păcăne. Iese, iese, nu iese, nu iese. Trebuie să facem mâine acolo, băi, pentru ăla, de ca să știgăm până ceva. Aici întrebați-o cu domnul... Deci problema este... Iau cineva. Deci, faci cheltuim banii proprii. Ai cu eu ca cu ATU-ul în care trăim aici. Ai ce puțin așa? La urmă, ceva. Avem un mic, o mai pușa zic că a făcut și proprii. Domnul primar, dar cât au costat efectiv documentații? Cât au costat? 1.200.000. 120.000. 120.000, da. Proiectul deci, cap coadă. Acum, fără avize. Nu mai știu cât au costat avize. Eu știu că mi-aduc aminte la drumul de pisele și aia este 6.400. Și aici poate și unde județele. Restul nu mai țin minte. Eu din adică mici, în luna mai mai ne-ați spus deci felicitat de investiții fără valoare. După aia, în luna iulie, s-au prins 15.000 de lei. Ure. Dar nu a, nu a existat discuție despre proiect să ne aduceți, să ne supuneți atenție un proiect, că facem pe aici, pe acolo, pe kilometrii sunt atâția, costurile sunt atâția și facem, finanțăm prin FNI-ul ăsta. Da. Deci, acum, dacă eu greșesc, ceilalți consilieri, eu sunt domnul autoritar, chiar vă rog frumos să notați, de exemplu, suntea domnul primar Hârtiuță, care a fost valoarea la proiectul ăsta de modernizare de drumuri și să vedem în justificarea domnului primar în valoarea de 120.000 de lei. Aia să-mi spună proiectul de hotărâre al nostru în spate, ca să știu, să mă uit și eu să-l caut, să vedem care e. Eu zic că nu a fost vorba să discuta despre el și vedeam, deci prima oară a fost domnul secretar, eu asta, chiar asta vreau să vă rog să le împrospătați memoria cu hotărâri de Consiliul Local, că nu facem aici lecturi. Să verifice hotărâri de Consiliul Local, să verifice hotărâri de Consiliul Local prin care au fost alocați banii necesari. Proiectul este un proiect multianual. Deci nu dăm toți banii. Anul ăsta a făcut tot. Cât am plătit doamna mea, că am făcut el plată? 28.000 de lei. 28.000 de lei. Restul cum plătim la anul. Sau când vom avea bani? Avem un contract multianual făcut în baza unei aprobări date de Consiliul Local a unei liste de investiții aprobată de dumneavoastră. Lista acum... de investiții a fost aprobată. Lista de investiții a fost aprobată. Inițial a fost valoare 0, după care s-au pus 15.000 de lei. Corect. Deci el a fost primul pas. Începerea procedurilor. Dumneavoastră ați avizat primarul să înceapă procedurile la cele două proiecte. Gaz și drumul. Vă reamintesc, ați spus să vă folosesc memoria. Vă reamintesc. După care
Ați aprobat lista de investiții. La momentul ăla nu erau bani necesari. În luna iulie ați alocat o parte din bani, adică cei 15.000 de lei, minimul necesar, ca să pot plăti avizele la instituțiile avizatoare. Și aici, repet, drumurile județene, poștă, telecomunicații, apă, canal, DSP, mediu, serviciul gospodării a apelor și mai sunt, cred că, și alte unități avizatoare. Așa, din cei 15.000 de lei am putut plăti doar aceste avize către instituții și vă spun că avizul cel mai mare sau costul cel mai mare al unui aviz a fost la drumul județean, dacă nu mă înșel, 64 de milioane, adică 6.400 de lei, plus minus pe acolo. Le avem în original, nu e o problemă. DSP-ul, Direcția Sănătate Publică, 200 de lei, 80 și ceva se plătește la mediu, nu mai știu cât se mai plătește la SEDIA, așa acolo eu un aviz mai spun. În fine, deci din banii aia, noi am plătit avizele, am finalizat proiectul, am plătit ce am putut plăti, din restul de bani care i-am realocat, i-am mutat în decursul timpului, de colo-colo, am putut să plătim doar partea asta de 280, care am plătit eu, urmând ca la anul să plătim diferența. Am. Dar nu și există proiectul finanțat cu autorizație. Nu mai se finanțează. Doamnă, exact cum sugerau mulți consătenți ai noștri, și cum sugera și domnul consilier Ilie, vom căuta o măsură de finanțare. Repet, că va fi fonduri europene, că va fi un alt fel de program, că îi va spune PNDL 3, că îi va spune PNCD, că îi va spune PNL, că îi va spune nu știu cum îi va spune. Deci pe baza la proiectul acesta, să nu mai primim. Nu, același proiect, așa dacă... să folosim în altă parte. Exact, da? Când depunem pe o altă măsură de finanțare. Singura condiție este să nu expire timpul cei 2 ani că expiră vizele. Dacă expiră vizele, le reîmprospătăm. Adică mai dăm o dată bani și mai luăm vizele. Proiectul este perfect valabil. Condiția asta este să avizele să fie și să nu se dărâme pe un drum. Adică să nu mai să intervină ceva... Era vorba să nu irosim banii. Adică dacă tot s-a lucrat proiectul, măcar să fie, să încercăm să găsim sursă de finanțare în altă parte. Nu neapărat să ne ducem să facem un tracer. Nu. Dacă tot ați povenit, vă spun că Letea Veche au asfaltat drumurile pe un împrumut de la CEC. Întâmplător am văzut la CEC dosarul lor, într-un bibliograf de acolo, și operatorul de la CEC care se ocupă de dosarul nostru de creditare la canalizare se ocupa de dosarul Letea Veche și m-a spus, domnule, ăștia au împrumutat bani și au asfaltat drumurile. Noi avem un împrumut, nu mai putem contracta. Ba, da, putem contracta încă 5. Avem un plafon care nu trebuie să-l depășim. Nu vă pot spune cu precizie care este plafonul. Putem contracta nu 10 împrumuturi. Repet, să ne încadrăm în plafonul. Avem 20% gradul de datorare. Adică ne mai permite 78. 78, nu vă mai permite, trebuie să mai și trăiți. Da, mai sunt înscrieri la cuvânt? Spuneți la cuvânt. Spuneți la cuvânt. Cine este pentru? Da, mai rog. Da, să scrie la cuvânt. Eu sunt de acord la cuvântul să votez, dar fără reabilitare în școală. Cum simt asta? Când am pierdut la cuvânt. Dar n-am avut nimic la cuvânt. Nu, aici la școală, pentru comunaj. Ai lista de investiții la primul, cum adică? Am modificat domnul. Dar uite, da, nici prin la școală se mută dintr-un la școală mea, Gigianina, e altă poveste. Am impresia că domnul primar, da, a luat probabil școala, persoană fizică. Deci, mai sunt înscrie la cuvânt pentru proiect. Deci, tu ați consemnat, domnul secretar. Ce să conțineți? Că școală, persoane fizică? Numărat votul, domnul secretar. Dar e ce bună treabă, nu m-am venit acum. Puneți-a
la vot și merge ce problemă este. De altfel nu este. Supune la vot, doamnă. Supune la vot. Deci aveți amendament? Spunem amendament în voastră? Deci, domnul Comorașu spune că votează la pentru o reabilitare, dar fără ce aveți acolo? Reabilitare școală. Dar nu avem nimic de rectificare. În momentul ăsta, în proiectul ăsta, reabilitare școală. Nu este nicio modificare. Nu, la școală sunt doar... Bă, dar lista de investiții prinsă sub școală. Asta înțeleg. Da, dar este deja aprobată prin bază ședință ulterioară. Acum s-a modificat la lista de investiții doar la drumuri sau la drumuri. Deci, orașul să ne abține de la vot la lista de investiții. Uite, treaba ce faci. Treaba, să-i șergă. Deci, consemnat, să puneți la vot. Deci... Punem la vot rectificarea bugetară. Cine este pentru? Șase. Abțineri. Patru. Antica, Aurel, Antica, Alina, Bolo și Cimpureșu. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și altor sume care fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2020, că aici avem scris 2019. Doamna, ia mă te rog ce, doamna, nu despre că doamna Cuțu de la taxe. Doamna Cursul să ne prezinte proiectul, să înțelegem, da? În principiu sunt acele taxe și proiecte aprobate în anul 2018 pentru 2019. Încă nu a apărut codul fiscal modificat pentru anul fiscal 2020. Am propus câteva modificări la niște taxe și impozite și aș vrea să le amintesc pe cele de la Căminul Cultural. Modificăm acolo sau am, vă cer să modificăm puțin taxele pentru că sunt consumuri și nu reușim să acoperim. Vă fac solicitarea asta și la recomandările, să spunem, Curții de Conturi, care au stat la noi 55 de zile. În această perioadă au fost mai multe praznice. S-au verificat puțin consumurile, nu reușim să acoperim cu 70 de lei costul de la iluminat public, apă, curățenie, căldură, cum a fost acordat la căldură. Și atunci am zis să venim cu o sumă de pentru praznic. Da, domnule, merge pentru primărie dacă e deschisă vana doar la primărie. Dacă sunt deschise vane de la sala de festivități, se consumă o anumită calitate de agent de mică, se deschide are centrala numai pentru cămin. E tot aceeași centrală? Corect. Dar instalații separate, pompe separate, combustibil separate, combustibil mai mult. Da. Dar rămâne la latitudinea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere... Dar cât se plătește pe lună, de exemplu, cu energia electrică doar pe primărie și sala de festivități? Probabil ați făcut o medie, adică aveți o notă justificativă la măririle astea, vă numim, nu? Adică v-ați făcut niște calcule, dar nu? Și nu s-a... Ziua, nu pot să mă nici curie. Nu pot, adică eu atât pot să cred chestia... Dar voi, de exemplu, la un praznic nu-ți consum așa mult, dar când este o nuntă, un bal, activități care se fac la... Obligatorul trebuie să vină să facă pomul. Pentru că nu... A, în curent, stați. Acolo e la da, da, vedeți. Așa la ședințele cu partidele, cu astea cine se poate? Nu, avem aici alătările publice, avem domnul Solomon, primăria și încălzirea la primărie, cu bază de centrală și are cufăr, iar apa în cufăr este menținută la o anumită temperatură. Nu este. Nu este cufăr? Pentru că, oricum ar fi, se oprește vana de la primărie și se duce la... Amândouă. Se pot și închide, dacă se vrea, se pot și închide vana. Da, combustibil s-ar de mult mai mult. Deci au făcut un experiment și...
Agentul termic din calorifere este apă, deci nu antigel. Că ne place că nu, un minim necesar de căldură va trebui asigurat permanent în sală. Atunci când sunt evenimente, că sunt dorite sau nedorite, adică practice sau, eu știu eu, alte activități ocazionale. Sala de festivități s-a făcut din fonduri proprii, adică din banii disperansanul al tuturor locuitorilor comunei. Și în momentul în care ajunge omul la unecază, s-a mutat trebuie să-i luăm bani. Da, noi am propus 150 de lei, dacă doriți. Dumneavoastră aveți posibilitatea. Să puneți și zero. Vă rog, în schimb, să stați atenți. Eu vă rog să stați atenți, pentru că aceste cheltuieli vor fi debitate cuiva. Cel puțin, așa au spus cei de la Curtea de Conturi. Consiliul local. Răspunderea este a dumneavoastră și se face și în solitar. Eu nu spun că să nu votați. Votați cum considerați dumneavoastră. Păi, dar aceste consumi vor trebui ajutat. Prezentați-i din nota justificativă să vedem că nu s-a ieșit la plata energiei electrice și a căldurii. Haideți să vă contrazic puțin la ce ați spus mai devreme. Căminul cultural s-a făcut din banii din bugetul propriu, da? Nu vă contrazic. În teorie este așa. În practică nu este tocmai așa. Pentru că prețul final la această sală de festivități este de 13 miliarde. 13 milioane, pardon. Bun. Veniturile proprii ale comunei Prăjești sunt în jur de 4 miliarde pe an, pe hârtie. Realizabil e în jur de 2 miliarde, 2 miliarde jumătate. Am terminat această sală de festivități într-un an și 8 luni. Punem 2, punem 3, cum vreți, că am strâns și bani din anii anteriori. Și ia s-o cotiți dumneavoastră la veniturile de 3 miliarde, de 2 miliarde, 3 miliarde să punem pe an, câți ani ne-ar trebui nouă să achităm acest cămin cultural? Dacă nu erau subvențiile venite de la stat. Dar să știe, noi când am intrat consiliul, erau de 300 de lei. La inaugurarea primăriei cu o venită de au înapoi, bla bla bla, au mai venit 360 și nu știu câte mii de lei. Dar eram consilier cu toții și știm. Adică știm de unde au venit banii. Dar s-au pus în discuții când au fost după ați făcut sala de festivități și a să facem vreo fonduri europene și atunci am zis ce să facem din fonduri europene? Păi, sala de festivități. A fost vorba de a se face prin program operațional, regional. Da, doamne. Da, și ați văzut dumneavoastră undeva deschis o măsură de finanțare? Da, și apropo, că tot se discută de drumuri. Este măsură de finanțare pe fonduri europene pe care eu, în calitate de ordonator principal, credeți să nu fi accesat, adică să fi risipit banii primăriei când aveam altă alternativă? Nu este. Da. A fost, doamnă. A fost? A fost. Păi, dar nu la momentul când eram eu și când discutam de acest lucru. Se discuta doar de reabilitare. Iar noi aveam căminul deja demolat. Și nici nu mai putea fi reabilitat pentru că exista o expertiză care spunea clar că acel cămin nu mai poate fi reabilitat pentru că nu mai împunea anumite condiții. Deci, este al nostru a tuturor. Asta nu înseamnă că trebuie să stabilim acum un nivel ridicat al taxelor, pentru că fiecare dintre noi, la un anumit moment, vom da socoteală în fața oamenilor și oamenii ne vor reproșa acest lucru, că s-au făcut din banii comunei și tot noi am stabilit un nivel ridicat al taxelor. Nu este normal că tot noi vom fi trași la socoteală. Doamna, 150 de lei era propunerea pe care am considerat noi aparatul tehnic de la taxe și impozite. Câte, domnul de câte ori a fost închiriată sala de festivități? Din iunie sau de când s-a dat drumul la ea? N-am memorie la evidență exact. Dar niște calcule, domnul primar, ca să vedem. Cum a fost închiriat din 50 de ori și s-a luat 150 de lei? Să știi de câte ori este, trebuie vă dat sus la... Deci, pentru că asta era ideea. Era vorba ca să vedem dacă trebuie sau nu trebuie. Haideți să vă spun, vă dau doar un exemplu, dar ăsta la mai nou memorie.
s-au consumat 228 de metri cub de apă. 228 de tone din iunie până acum. La cămin, la sala de festivitate. Iar la energie electrică, n-aș putea să vă spun cu precizie, pentru că am fost branșați la E.ON, se curând, pe sala de festivități. Am fost în organizarea de șantier până acum, probabil o lună de zile, n-aș putea să... Nu mai sunt consumate liberi igienic, disipat, detergent, nu mai contează. Și după ce pleacă cu praznicul... Deci pe apă știu sigur 228... Da, dar poate l-au consumat constructorii cât au lucrat, e adevărat. Domnul, de când s-a pus contorul, adică după ce s-a finalizat, din iunie până acum 228 de metri cubi. Domnul primar, cel mai corect era, așa cum știți, când măream pe taxiri la gunoi sau la toate celelalte, veneau toți cu notă justificativă. Dacă veneați și dumneavoastră și spuneați, uitați-o, consumat atâta apă și atâta aia și atâta aia și așa, și nu s-au justificat cheltuielile, era toată lumea spune, da, din prima și așa, dar așa doar ca să... Pentru un praznic era 70 de lei. Da. Haideți să facem 100. Mai vine personalul, cei cu catering cu ore, care spală și înainte și după, care spală și înainte și după, vase, etc. Dar dumneavoastră puteți să puneți și zile. Cine v-a controlat după fiecare care cum a intrat acolo? Se poate cât s-o pus, mai trebuie să o plecați unii s-o ajuns. Catering tu să-și speli vase. Deci se vadă unii s-o ajuns. Eu vreau să spun din taxele de anul din trecut. De anul ăsta, adică să li continuăm la sumă. Ăla se splătează pe ceea ce-o consumă. Cum? Da, a, a consumat, n-am mai zis. Atunci, bine, așa, câte-a consumat, atâta plătește. Dar nu, dar eu știu că la care e. Băi, sunt dimitru. Asta este cel mai bun. Asta este cel mai bun. Probate sună la domeni. Ia să vă, haideți să spune de așa. Tot consumul ce-o consumat fiecare. Cine se înscrie la cuvânt, domnule? Stați așa un pic. Deci, măcar 500 de lei, 600 de lei, gândiți-vă. Domnul secretar, domnul Isfari dorește să se înscrie. Unii au plecat și nu le-au mai închis. Domnul primar, trebuie să vedeți din sală. Să apă se consumă la toalete pentru că de obicei cateringurile nu își spală nimeni vasele aici și le pun în cutii și se iau și pleacă, nu spală nimeni aici, să știți, că nici nu sunt condiții, că eu de mică și oricum nu se spală aici. Deci doar pentru toalete și pentru spălaj de mâini, atâta se consumă. Adică cel puțin pentru praznice ar trebui păstrat un nivel rezonabil ca să nu... Din punctul meu de vedere, puteți să stabiliți și 0 lei. Cheltuielile cum le vom plăti din bugetul primăriei. Prin urmare, că vom încasa sau nu vom încasa, facturile le vom plăti. Că le vom plăti din bugetul primăriei sau din ceea ce încasăm. Și vă spun că nu e o sumă mare. 100 de lei sau 150 de lei. 70 de lei? Pentru dumneavoastră, la salariul care le aveți, dar pentru un om dintr-o pensie de 400 de lei. Nu știu dacă mai se gândește. Era dincolo, pedea la școală aia, cum face praznic, au detergență acolo, au hârtie. Adică... Nu are nimeni acolo. Și l-au plătit cineva cu taxă de utilizare. Scrieți-vă la post, nu au plătit ceva de utilizare. Eu nu știu să-mi plătim nimeni, dar... Nu.
Te-am plătit. Să nu aruncăm cu vorbe, nu am plătit nimeni. Asta e. Da. Doamna, vă rog să prezentați puțin proiectul cu taxele și impozitele care se vor practica începând cu 1 ianuarie. Taxele, așa cum s-a prevăzut și fondul fiscal, sunt aceleași. Ați observat și taxa de salubritate s-a păstrat. S-a trecut, conform articolului 490, aceste sume au fost indexate doar cu rata inflației de 4,6%. Dacă aveți dumneavoastră, noi am votat un grafic, nu trebuia să fie suma conform graficului care l-am votat noi la ADIS. Acolo venea un pic peste 82 de lei. Peste 82 de lei, da. Păi nu, adică asta era ideea. Deci așa am stabilit ca să... Deci ori suntem după grafic, ori stabilim noi. După aceea nu mai ajungeți la cheltuie. Am fost cu graficul până anul trecut, când s-a trecut la taxa de 82 de lei. Atunci era cu graficul, cu un indice de inflație. Este. Actualizarea planului de evoluție a taxei a fost... Da. Păi și avem undeva 82 de lei, doamnă? Ia uitați-vă. De pe vechiul... plan de actualizare, de plată. Acolo era pe lună 8, nu știu cât, pe lună de persoană. Da. Și se stabilea și a ieșit aproape 82 de lei. Era 81,74. Da. Și s-a făcut 82. Dar acum ar fi ieșit un pic mai mult. Ar fi ieșit la 81 de lei. Deci. Da. Deci, rămânem cu 82, dar ne cadrăm la banii la noi, da? Deci ca să nu mai plătim iarăși. Oana, nu știm astăzi. Pentru că avem câteva solicitări recente prin care ADIS-ul solicită majorarea prețurilor. Ecosud ne-a asumat că începând cu 7 ianuarie sistează tot pentru neclarități referitor la taxa de gunoi. Nu știm ce va urma. Ce mi-aduc eu aminte, anul trecut au fost vreo 10-15 procese pe rol între ADIS, Ecosud și Rompres. Cu mai multe blocări de corpuri, cu mai multe sistări, cu deblocări și așa mai departe. E o situație nu tocmai grozavă la noi. Nu știu cum se va trebui. Vreau să puneți la pagina 35, la taxele speciale. Avem la numărul 1, taxă specială pentru prestări de servicii specifice în domeniul agriculturii și în paranteză de măsurare teren la solicitarea proprietarului. Da. Spuneți-mi acum, cine din primărie este îndreptățit să facă astfel de măsurători? Dar nu am făcut că nu este un specialist. Sunt adică poate oricine să meargă din primărie să măsoare? Merge referentul de la Registrul Agricol, se face comisie, merge domnul viceprimar, merg eu. O comisie desemnată de primar. Sunt criticii între proprietari, am un rând de vie, rândul ăsta de vie e al meu, ba nu. Ei, atunci merge. Nu s-a perceput această taxă, am preluat-o din vechile hotărâri de Consiliu Local. Dar nu e taxa, doamnă. S-a tasat niciodată. A fost pe teren. Asta trebuie șteasă, doamnă. Deci asta eu propun să o reeliminăm. Că asta este o taxă care... Deci, ăsta e un amendament de-al meu. Mergi mai departe, vreau să mai întreb taxă eliberare de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local. Consiliul Local stabilește o taxă de 32 de lei. Ce face primăria? Este conform codului fiscal. Eu propun să fie doar un singur leu în loc de 32, e o simplă copie. E o simplă copie, nu este o taxă... Doamne, dumneavoastră, asumați să modificați o lege? Nu, domnul primar, este la... Un cod fiscal, dar e o lege. Lasă nu, nu schimbăm legea, nu schimbăm. Nu, este vorba... Mai bine anulăm și decât să fim în afara legii. Mai bine anulăm. Dar suntem în afara legii. Noi suntem aici în afara legii la ea.
Bun. Vă mai fac o întrebare. Ce propuneți, doamnă, spuneți în consiliul ce-ați propus, iluminare? La taxa asta de copii heliografice este o copie după un plan. Este o simplă copie, adică nu e nimic deosebit. După aceea vă invit să citim codul fiscal, da. Unde este prevăzut expres 32 de lei. Bun. La taxa de copiator, doamna Doinița, da. Am o neclaritate. Da. Spuneți-mi un pic cum aplicați dumneavoastră taxa asta de copiator. De exemplu, dacă eu aș veni mâine să fac 12 copii la dumneavoastră, cât plătesc? 0,20 de bani. De începând de la 5. Doamna Doinița, aici dumneavoastră ați înțeles greșit. De la 1 la 10 pagini, 50 de bani pe pagină. Adică cele 10 pagini, primele 10 pagini, cu 50 de bani. Cu 20 de bani. Bineînțeles, păi așa trebuie aplicată taxa asta. Și nu a fost aplicată așa? Păi nu. Că vin oameni... Uităm la taxa care este taxa de Xerox în casa. Și vedem dacă este. Bun. Taxa pentru eliberare certificatelor de atestare fiscală este cantul de 10 lei. Da. Vă întreb, domnul primar, cum s-a clarificat cu domnul Dâncă Traian cu taxa aceasta de eliberare de certificat fiscal? Adică, la ce vă referiți? Păi am avut o solicitare la un moment dat de la domnul Dâncă. Da. Cu taxa aceasta, că el solicita anularea ei și să-i dea banii înapoi. Eu m-am mutat cu câteva luni. Dar nu trecut. Așa. Și nu știu, dacă a ați fost chemați în instanță de domnul Dâncă, domnul secretar, aveți să cunoșteți. Nu, am certificat fiscalul pentru obiectul ăsta. Probabil nu. Probabil la altă instituție. Deci este vorba, dacă îmi permiteți, doamnă, este vorba de certificatul de cazier, care nu îl eliberăm noi ca și instituție. Noi eliberăm un certificat de atestare a proprietății. A fost subiectul. Sau 10 lei? Da. 10 lei, așa până acum. Da, dar au fost, dar ea a fost certificat, ăsta a fost anulat prin ordonanța lui Dragnea. Nu face, e ordonanța acestui ordonanță. Dacă vreți, vă dau actul normativ, nu face obiectul acelei ordonanțe. E certificat de cazier. Ia altceva, unul eliberează Ministerul de Finanțe, unul celălalt eliberează poliția. Nu noi. Eu zic pe asta să revenim să facem am inițiativă în acțiunea pe dacă nu. Aici vă tăcăm la pachet și ne salut toate și ne facem bără. Și toată noi suntem după aceea. Exact. Ca problemă asta. Așa luăm cu amendamente, câte unul, cu ascultați din capul adânt, unul da, unul da, unul propunim, altfel nu merge. Pentru că așa se poate să se întâmplă la pachet, îi se dă, votați la pachet. După aici când n-ați votat voi. Domnul, vă scrieți la cuvânt sau... Vă am dat la președinte. Deci noi toți stăm și aparată la un moment. Care nu putem nu știu. Vă scrieți la cuvânt. Ce ați semnat din ce am... Vreau să întreba pe domnul primar ce a făcut cu cazierul, cu certificatul, solicitarea domnului Dâncă cu certificatul fiscal. N-are legătură. V-a răspuns că noi avem un cazier fiscal, ceea ce noi nu eliberăm cazier fiscal. Cazier. 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 Bun. Și ați notat și cu taxa aceea pentru măsurători, da? Taxa pentru măsurători, vreau să propun să fie inaltă. A trecut așa ca și amendament. Și la urmă, în funcție de câte amendamente sunt mai respecte, Și la certificatul de atestare fiscală, cuantumul de 10 lei, propune eliminarea taxei. Domnul ăsta propuneți? Da, tot eu propun. Taxa de copiator rămâne la fel, 10 pagini 50, peste 10 pagini 20.
Deci până la 10 pagini, 50 de bani, cei peste. Da, de hai mă, stăm aici pentru un lucru. Dar stai mai bine, că sunt multe, trebuie să vedeți toate. Ce-i pachet? Deci aici nu e normal. Iar la praznic este pe care e normal. Ca să consemna... Asta e pierța din lume. Trebuie să faci un moment de aici. Dar poate să avem doamne, într-o bună, dar unde mai dau și treabă? Deci la praznic suntem și mamă. Suntem 5 lei. Cât sau apa care consumă. Deci cu pune la praznic. Taxa pentru sala de vizități la... Fără bani. Da, la practic să fie de 100 de lei. Nu, mai să rămână cu măcuri. Dar bineînțeles, îl mergi împărat. Bă, la practic, o mai împărat. De ce nu îl mergi să dea bani? La bătăi, la propan, trăini acolo, trăini. Da, la propătăi. Dar nici nu merge, la urmă, după sau mai știi, știi, domnule. 5 lei, mai să vedem. Deci asta e un tractă de lei cum a fost stabil. Cu orașul e de lei. Dar nu un de lei cum a fost stabil, că pleacă și eu la 5 lei. Nu vreau să stai și părea. Da, nu o să te trebuie. Dar scoate de la notă, de la notă, de la notă. Aici e scris. Foaie de notă. Aici e scris. Acum a trebuit. Eu primul amendament. Deci, cine să mai scrie la cuvânt? Atât. Haideți să nu se secretați, să le luăm în, la rând, ca să le spunem... Ei, că sunt soară, omul bucuros, oricum e trebuie, să plătească domnul. Da, exact. Deci, înțeleg, celălalt de taxi, rămâna. Rămâna așa, deci rămâna asta cu... Da, da. Taxe sunt indexate. Ăștia cu tratatul cu veșnicia să fie mai sub serioasă. Gata, domnul. Vă rog, alte neclarități, vreau să vă lăsați că vreau să vă lăsați. Vă lăsați că vreau să vă lăsați. Vă lăsați că vreau să vă lăsați. Vă lăsați că vreau să supuneți la vot amendamentul numărul 5. Voi și ocurrii la eliminarea taxei de ordine pentru măsurători la teren la principiul cetățean. Nu, le punem pe toate în bloc. Le punem pe toate în bloc. Amendamentele astea, intrăm în bani. Cum s-a putut toate în bloc? Deci le punem pe toate în bloc la amendamentele. Nu? Ce-o zis? Dar doar că sunt urmă la pachet. Nu te amendamentul ei. Da. Se poate. Deci m-am stat pe pachet cu tot. La pachet. La pachet îi mai spune. Amendamentul tare. După aia a lăsit. Dar o discutat, o deliberat, hai să vedem foarte bine. Deci aia îi punem așa, facem așa, nu trebuie să-mi fi tot așa. Cine este pentru amendamentele? Să vă rog, vreau să vă rog, să consumeze. Cine este pentru amendamentele? Dați-mi, stați ca să... Când a avut amendamente. Deci amendamentele care s-au format de acolo, să se vote de un bloc. Amendamentele propuse de ce? De toți consilierii de îi pune la bloc, toate amendamente de la mici băieți. Deci, supunem, ați notat domnul secretar, cine este pentru amendamentele care le-am făcut eu? Din praznic, ce la pune la praznic, noi... Pune-mă la toate, deci praznic, pe ce noi separăm. Hai să le luăm separat, gata. Lucrați așa. Vațile-i separat. Care am, care am. Deci, foarte mult tot de. Deci, mai adică să facă niște lucruri. Da, da. Deci, primul amendament care era... Eliminarea taxei de ordine pentru măsurători la terenul cetății. Asta care nu a fost în anul trecut, așa că... Da, ce să ne-am trecut? Cine este pentru eliminarea la 100 de lei taxă cu măsurătorile? 7 voturi pentru, abțineri, 3. Solomon, Dâncă și Măriuț. Da, nu mă pot.
taxa pentru eliberarea de copii heliografice? 10. Ordinată sau... Taxa minimă de... Taxa minimă, da. Premedii pot fi da. Așa. Dar pot spune de-o astăzi. Da, nu, taxa minimă. Nu, taxa minimă, care prevede pot fi scad. Nu contează, asta e chestii, prof. Nu contează. Noi supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Un leu? Un leu. Un leu pentru Cinci voturi pentru, abține. Deci rămâne taxe de 3 de lucru. Așa. După aceea mai este... Solomon, Dâncă, Măriuț, Isplate și Blaj. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale. De asta s-a discutat și în anii trecuți. În fiecare an. Cine este pentru? Patru voturi pentru. Abțineri. Șase. Șase abțineri. Cele șase abțineri, domnul președinte? Solomon, Dâncă, Măriuț, Strate, Blaj și Comoraș. Pentru praznic am propus 100 de lei, celelalte rămâne schimbate. Spuneți la vot, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru 100 de lei, da? 3, 4, 5, 6, 7 voturi pentru. Abțineri. Comorașul, trei acțiuni, Comorașul, Boloc și Cuantica, Alina. Supunem la vot propunerea domnului Comorașu de a fi 70 de lei la praznic. Avem aproape două vote. Trei vote pentru. Abține banii restul, cei care au zis că e 100. 3 pentru și 7 pentru. Aici avem 5 abține, doamna președinte. Solomon, Dâncă, Măriuț, Cimpoieșu, Istrate, Blaj și Antica. Trebuie că celălalt e cu rămâne, cu rămâne primarul. Celălalt... Da, de 800 de lei! Domnul... Este secretar, mai rog, propunerea domnului Bolul.
care se preciza ca celelalte taxe să fie la cele de anul trecut. Adică să o supunem și pe statul. Am întrebat, ai spus, dar la care taxe vă deja? Taxa cu praznic. Da. Domnule, am zis taxe de anul trecut cu cămin. Nu am vorbit cu praznic, am vorbit cu cămin. Ok, sure. Vedeam cu cât trece ăsta și care a trecut. Asta e. Ce problemă? Nu am înțeles ceva? Nu am înțeles. Păi dar s-a trecut la capitolul ăsta. Este doar la capitolul ăsta. Da, da, da. Nu-mi dai și potezul. Practic o trecut. Nu-mi dai și potezul. Toate la afară din practic. Da, da, da. Propuneți toate la afară din practic. Pe chinuțe aia. La nuntă și 304 la botez. Ceva de genul. 500 și 300. Nu are importanță. Te era așa la cine este pentru? Rugămintea mea, vă rog să țineți cont că trebuie să se modifice taxele și impozitele, măcar cu indicele de inflație, așa cum le vedeți. 4,6%. De 4,6%. Nu, nu. Ce spune indicele de inflație? Puneți indicele. Adică a fost bine, măcar 500 de lei aici, la colonie 500. Deci domnișoara Antica, Vlad și Stratiliu, Boruc și Antica și 4 obține, bănuim. Deci aveți 6. Iar ce 6 voturi pentru? Da. Abține. 4. Domnul Solomon, Dâmbă. Abținere, domnul secretar ați întrebat. Solomon, Dâmbă, Mărimuț și Comorașul. O singură întrebare mai am până supunem tot. La pagina 29 avem taxe de formular pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice în mediul rural. Este de 15 lei. Da, atâta este facturat. Taxă de formular, se plătește formularul separat. Care se... Noi îl cumpărăm. Noi îl cumpărăm. Cum cumpărăm și acel carnet pentru înregistrarea? Trebuie să-l ia cetățeanul. Nu este în atribuția primăriei să dea formularul? Dar noi îl cumpărăm. Doamna, poate cumpărați și poate nu i-au cumpărat și dosare și de asta nu înseamnă că se plătească un asta spune regim special, când deschizi o societate, îți dau autorizații funcționare cu regim special să pot din... Nu, asta e o taxă de formular. Da, tot, dar formular nu poți să-l faci. Poți să. Deci nu poți să-l faci așa. Nu poți să-l faci. Deci, supunem la vot proiectul.
cu amendamentele care au trecut, în speță, una, domnul Ivo, cu două ale mele. Cine este pentru? 6 voturi pentru, 7 voturi pentru, abține? 3. Domnul Solomon, Dândă și Comoraș. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în anul 2019 pentru obiectivul de investiții construire pod peste Pârâul Vechi. Și vreau să mă să le spun inițiatorul eventual. Vreau să scrieți-vă la cuvânt, domnul Comoraș. Deci, domnul primar, dumneavoastră ca inițiator, da. Așa, vă trebuie părâul ăsta de aici. Tot prin Fondul Național de Investiții. Este un proiectul ăsta, da. Programul Național de Dezvoltare. Da, Programul Național de Dezvoltare, ca să știm bine cum stăm în cărți. Asta nu sunt. Deci, proiectul inițial, când s-a scos la licitație, avea o valoare. Nu mi-aduc aminte valoarea, dar nu avem aici. Avem da, proiectul inițial. Avea o valoare, 1.000. Da, e 175. Nu, 65437, fără TVA. 739046, pe total. În urma adjudecării licitației, valoarea proiectului e mai mică, pentru că cel care a licitat a oferit o valoare mai mică și rezultă o diferență de 721099. Deci de la 739046 la 721099. Acum s-a reactualizat devizul general, adică s-a scăzut suma aia, diferența. Poate 18.000 de lei. Și s-a luat un leu dintr-o parte, 5 dintr-o parte, 7 dintr-o parte și așa mai departe, de s-a ajuns la nou deviz general, așa cum l-a licitat cel care a câștigat licitația. Vă reamintesc faptul că la orice proiect devizul general se poate actualiza de mai multe ori în funcție de ceea ce se întâmplă în teren sau ce se întâmplă în plan politic. Și vă spun în plan politic, pentru că a venit acea ordonanță de guvern când s-au actualizat ordonanța 114, când s-au actualizat prețurile în domeniul construcțiilor și când a crescut ora de lucru de la 12 la 17.98 sau ceva de genul ăsta. De-aia spun că se reactualizează în funcție de ce apare pe parcursul desfășurării lucrărilor de la momentul licitației și până la finalizarea lucrărilor. De-aia s-a modificat. Același lucru l-am solicitat și în ședința trecută cu sala de festivități. Dumneavoastră ați dorit să îl supunem din nou atenției după ce avem procesul verbal de recepție. Cred că la prima ședință, pentru că s-a finalizat recepția, la prima ședință venim din nou cu devizul actualizat, însoțită de procesul verbal de recepție a lucrărilor, adică la sala de festivități, și o să trebuiască din nou supus aprobării, că așa cere legea. Dacă mai aveți alte întrebări. Când începeți acea pot? Când o să începeți? Constructorul a spus că nu mai permite timpul. Timpul, temperaturii de afară. Există riscul să vină în gheață, să surpe marmure, să plouă. Mă rog, perioada de iarnă nu mai e indicat să se lucreze în deschis. Nu mai suntem scrieri la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gheorghe Avramescu. Scrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situațiile de Urgență de tip V1 pentru reorganizare a serviciului din categoria 1 al Comunei Prăjești Bacău. Probabil e o procedură, nu? Da, e o procedură, s-au modificat câteva aspecte în funcție de nou cod administrativ aprobat de Guvernul României, denumiri, număr de posturi și așa mai departe. Niște chestiuni mult organizatorice. Punem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru.
atingerea proiectului numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Frăjești, revizuit conform codului administrativ. Același lucru, ați avut materialul la dispoziție, au fost câteva aspecte modificate prin nou cod administrativ. Da. Domnul consilier, trebuie să, conform regulamentului, trebuie să stabilim aproximativ o zi de ședință, chiar dacă domnul primar nu dorește, așa zice codul, că trebuie aproximativ în prima săptămână sau în ultima săptămână ca să fie stabilit. Este regulamentul nostru al Consiliului Local. Dacă aveți propuneri, oricum în principiu, conform regulamentului, după legea 10. Care nu de pe 15 și 20, între 15 și 20. Specificați-vă. Între 15 și 20. Ordinară, sigur. Ordinară. Dacă mai sunt alte ședințe, se convoacă fără problemă. Propunerea între 15 și 20. Propunerea să fie. Poate și oamenii să mai programeze concediu, un alta. Da, așa s-o pune pe 3 din luni, s-o pune pe 10 și nu poți pleca ca scără. Ceasa este aproximat, stabilirea aproximată. La ora 4. Și auziți, domnul secretar, completați eventual propunerea domnului Strate să fie la ora 14. La 13 mai face amiază. Da. Este cauza somnului frumusețe. Păi da, eu vin la... Vin la Evicat, nu știu ce în jocul fără. Da. Aici este pășcut să ne roșii la Mateu. Păi da, păi. Da. Deci, bine, înceată. Da, păi, și bine, înceată trebuie să rășim. Mai sunt alte scrie la cuvânt. Domnul Strate, propuneți o oră? Ora 14, nu mai fie ora 13. Păi da, să nu-i stricăm ora de somn frumusețe. Deci, pe ori ghinion, da? Eu. Mai sunt în scrie la cuvânt sau supunem la vot? Doar mergeți ordinară, da? Da. Cel mai mult primit așa. Da. Ce vreau să se ia? Să ia oameni. Să ia oameni. Supunem la vot amendamentul domnului Bolor ca ședința să fie între 15 și 20 ale lunii. Cine este pentru? 7, 8 voturi pentru, abțineri, 2, domnul Dâncă și domnul Comorașu. Eu cred că nu-i tine probleme, nu mai stai cu 5. Și supunem la vot și propunerea domnului Strate cu ora 14. Cine este pentru? 8 voturi pentru, abțineri. Exact. Domnul Dâncă și domnul Măriuț. Mai departe și supunem la vot proiectul de hotărâre cu tot cu cele două amendamente. Cine este pentru? Domnul Dânca, vă abțineți, înțeleg, da? Sunt 9 voturi pentru, abțineri. La domnul Dâncă. Deci 32 de lei este... Deci, Consiliul Local stabilește o taxă de până la 32 de lei inclusiv. Deci, păi, cel mai mult este 32 de lei, păi, de la 1 leu. De la 1 leu. Deci nu comiteam absolut nicio ilegalitate. Dar știu pentru că am înțeles. Mergem mai departe. Avem un proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia Consilierului Local a Dănuței Eduard și vacantarea mandatului de consilier în cadrul ALDE. Am scris la problemă. Da, domnul. Domnul Strate, ce nivel votă rog pe listă de la... La ce? La ce? Noi votăm... Domnul, votărăm și partidul, nu la Barna. Da, cum, dacă nu sunt unul școlii aici? Nu. Mai știu la ce vă stare să trebuie să... Nu știu nimic. Partidul te trimit din zilele astea. Nu e... Voia să văd, dacă... Nu-i secret. Acum nu știu cât în ținia ne-am luat din noi. Da. Supunem la vot, dacă nu mai... Să cântăm vot. Eu partidul am anunțat.
Hai, să punem la vot. Să punem la vot. Pentru, hai să vă zicăm că dacă a fost el... 10 voturi pentru. Deci, trei, mergem la suplimentarea de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării organigramei și a statutului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Cu mențiunea, deci, că să, exact. Deci la achiziții publice poți, să fie... Poți să fie la sistemul, poate să fie superior. Și mai sunt vreo două niște funcții. Au mai plecat niște asistențe personale și au plecat niște fluctuația asistențe personale. Ce mențiune? Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, haideți să supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. La diverse, sunt în scrie la cuvânt. Ceva probleme, domnul Comoraș, aveți cuvântul? Deci, domnul primar, are cuvântul probleme din localitate, recepție la canalitate s-a făcut niște ocazuri, cum a plicat tractoarele și drumul lângă șoară. Acolo, la Domn Chiron. Deci acolo trebuie pus iar piatră, că dacă depășești... Domnul Iurie, a fost el, l-am luat pe domnul inginer de la API, l-am dus acolo, i-am arătat de rămăsească mașina acolo. Domnul inginer a dat explicații că până nu se face proba de presiune la tubului, nu intervine să acoperi toate. Domnul, dar inima nu aici. Eu i-am explicat, domnule, nu pot să dezi drumul. Dar nu o să dezi drumul, adică eu dacă plec și depășesc cum acolo... Aparte, nici ăla nu știu ce-o căutat acolo. Vom face adrese la constructor. Nu știu, adrese, dar trebuie să mie de timp de plată. Până nu știu, așa, 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 vă rog, vreau să întreb, la capelă nu funcționează becurile. Deci nu vrea să deschid. Nu a spus nimeni de nicio capelă, nu știe nimic. Deci nu de ce la asta. Da, da, deci l-am mai spus eu. Bun, încercăm și de remedie. Ieri am fost, am aprins becurile pe vale, am văzut un bilițez trei becuri, astăzi am văzut trei becuri, s-au venit, îi schimbă. Domnul Sopon. Nu pot să mă duc toată ziua, am zis, altă dată din oameni și spune, doamne, nu merge cu oameni și le schimbăm. Mai este unul ideal aici, am văzut, nu merge la schimbă. La arba, nu arde becul. I-am dat asta, îl punem. La unul, ideal. Ce lucră mintea am la dumneavoastră. În perioada de iarnă, vă spun din experiența anului trecut, se ard foarte multe becuri, pentru că unele din ele nu mai au
acea protecție de plastic de desubt, ele, chiar dacă sunt astea pe LED, tot se încălzesc puțin și în momentul în care ninge sau plouă și bate vântul, bătură de o picătură de apă în zona aia sensibilă și de arde. De regulă, vă spun din experiența anilor trecuți, în perioada de iarnă se ard foarte multe becuri. Rugămintea mea, anunțați-ne, pentru că încercăm să le ținem din scurt. Anunțați-ne și noi intervenim și le schimbăm. În altă ordine de idee, dacă îmi permiteți un ultim punct, probabil va fi ultima ședință, sau este ultima de ședință de Consiliul Local pe anul 2019. A fost un an furtunos, cu bune, cu rele. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru amabilitatea de a răspunde invitației primarului de a participa la ședința de Consiliul Local. Să vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră, pertinente sau mai puțin pertinente. Este nevoie de opoziție, indiferent ce partid va fi la putere. Mi-aș dori ca și viitoarele întâlniri pe care le vom avea până finalizarea mandatului să decurgă, dacă nu în același mod, mai bine, dacă s-ar putea. Încă o dată, la mulți ani, mâine va fi semnarea copiii. Doamna, îmi cer scuze dacă am greșit față de cineva și cu siguranță probabil am făcut-o, dacă am greșit față de cineva, am cer scuze. Repet, sper să fiu mai temperat și să fiu mai înțelegător pentru ședințele care au mai rămas din acest mandat. Vreau să vă invit mâine la serbarea cu părinții, cine dorește, nu neapărat cei care au copii, toți care doriți să participați. Am invitat școala să facă serbarea în sala de festivități, am invitat și biserica să facă serbare în sala de festivități, dar fiind faptul că e o sală mare încăpătoare și este mai primitoare decât la școală, mai ales acolo se execută lucrări de reparație și de modernizare. Încă o dată, mulțumesc tuturor pentru participare, vă doresc și domnul Boroc să la mulți ani și toate cele bune tuturor. Vreau să întreb cu părțile și s-au demolat de la școală. Nu. Ce înțeleg, ce se face cu toate geamurile, călătările, ușile, cât tot se vorbește de furturi pe acolo. Dar am fost sesizați că s-au curat și într-adevăr lipsesc trei uși de acolo, doamne ușile, nu știu tocul, nu știu ce vor face doar cu ușa. Am sesizat program de poliție. În mod normal, constructorul ar fi trebuit să ne predea acele bunuri, geamurile locuite, ușile, mă rog, ușile din lemn sunt, au fost închise în magazin. Ușile din plastic au fost puse la grămadă cu tocurile de geam și cu geamurile. M-am consultat și cu domnul secretar și cu viceprimar, va trebui să găsim o soluție și am recomandat și constructorului să vi le preda pe bază de proces verbal. Vor trebui valorificate într-un mod sau altul. Caloriferele sunt metalice, cu siguranță le vom valorifica repede. Nu știm ce vă face. Dar poate să spun calorifere. Așa. Dacă nu sunt bani, Vedem ce soluție sau cum vom reuși să valorificăm plasticul, tocul de la geamul de vechi și sticla de la geamul. Pentru sticlă m-am adresat la SOMA. Ei au în contract obligația de a ridica sticla. Ei spun că ridică sticla tip PET, tip ambalaj. Mă rog, o să găsim o soluție și după ce le vom recepționa sau le vom primi de la construct, o să găsim o soluție de adevăr de valorificare și puțin ea. Dar vă reclamație pentru dispensarul. Toată chiar este o dispensarul vechi. Și s-a făcut. N-am primit nimic de la constructor, în proiectul tehnic nu este considerat material recuperabil. Și pentru că tot m-ați întrebat de materialul de la dispensar. Am avut o sesizare la Curtea de Conturi, ce s-a făcut cu materialul, cu lemnul de la Căminul Cultural Vechi. Au fost mai multe sesizări pe tema Căminul Cultural Vechi. Dacă vedem ce s-a tăiat, se știe de el. Da, și mai avem o parte din el, încă nu l-am consumat. Nu am primit nimic de la constructor, m-am uitat special în proiect, pentru că au fost sesizări sau au ajuns și la urechile mele asemenea sesizări. Nu este scris nicăieri că se recuperează. Dacă doriți explicații în plus, va trebui să vă adresați constructorului, celui care a câștigat licitația. Nu am obligația ca și primărie sau ca beneficiar să recuperez materialul vechi. Deci are 68 construit,
este mai mult decât casat sau nu mai are valoare. Da, aveți o comisie din casare și dumneavoastră care poate da. Să facă față. Noi, avem o experiență la dispensarul vechi și avem un proiect. Adică o valoare la proiectul cultural, la structură folosit pentru foc, o iarnă întreagă și pe ea de acolo, da, da, l-au încărcat da. În camioane și a fugit pe ele unde a fugit. Adică, cum da. Deci, a fugit din mână, adică nu înțeleg. Materialele care se mai pot folosi, adică, domnul primar, sunt că depozitați la școala veche, nu? Măcar pentru centrala căminului. Doamne, am solicitat, am întrebat la consulțul și domnul Noara, aveți proiectul în față, aveți dumneavoastră exemplarul dumneavoastră, vă rog să verificați, nu am obligația să predau un nimic din materialul vechi. Este casat, nu are valoare de inventar, nu are...